Ai văzut unde am ajuns cu Madame Mariana, că nu o cheamă Mărioara, ci că Mărioara e ofensator. Pe ea în act o cheamă Mariana Zăvoranu, fostă bănicioiu. O știi, mă, acum că ți-a zis femeia unde a lucrat? Da, mă, da, acum sunt, pe acolo stăteam. Și știi vreo poveste despre ea? Nu. Dar ți-o amintești cum arăta în tinerețe? Nu. Păi și atunci cum ți-a știi, bă, că mi-a spus pe toți, dar pe ea nu. Nu știu, domnule. Bine, te poți baza foarte mult pe... pe memoria mea, că am vreo 20 de care... Păi așa, tare, Maria. Nu mă bazezi nici pe memoria lui Axinte, care zice... Da, m-am venit și eu cu un prieten să... Da, și-a uitat de am el. Am uitat de el în veț, eu. Să-l invităm la cu Jul. Hai cu noi aici. Este vorba despre Jul, cel care prezintă toate spectacolele caravanei lui Axinte. Deci ai venit să-ți faci reclamă Moca, frăjoare. Nu, nu, nu. Bine mai să plecăm, da. Bună seara. Da, plecăm, că nu ne facem reclamă, că... Ne știe lumea cum ar veni. Tu știi cum e emisiunea asta? Ca sex în grup. Vii și pleci când vrei. Da. Mă mai uit seara, când n-am la ce să mă uit. Am văzut într-o seară direct și mă și miram. Zic, uite, domne, e direct, da. Dacă cum vrei să fie indirect? Nu credeam că sunt din alea vechi. Bine, ai văzut că aveam band, aveam alea, aveam alea. Da, 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 s-a dus band. Era mișto cu band, îmi plăcea. Lumarea a crescut părul. Da. Știi ce mă enervează? La Mara mă enervează un lucru. Pe mine mă enervezi tu cu totul, nici da. Nu mă uit la tine, deci, dacă observ. Mă enervează un lucru la Mara. Vii. Înțelegi? Și ia de câte ori vorbești, ai ticul ăsta, știi? Ai un mai tic. Ai cu părul în vânt. O să vorbesc cu patronii să-i dea un apă la deci, care vă este. Rog eu foarte. Hai să ne certăm. Că nu mai aduceți invitați pe care nu știu și pe care nu-i halez. Corect. Deci nu ne halim nici cu lămâie. Dacă mai hali pe mine, trebuie să-l halezi și pe el, pentru că eu trăiesc cu el în turnee. Adică noi plecăm în turnee, nu că trăiesc cu el. Să dormim în pat dublu. Noi dormim în pat. În aceeași cameră? Ne da. Mirosim ciorapi. Unul da. Păi plătim două camere. Nu trebuie. Păi de ce nu dormiți pe rând? Păi să știi că pe rând, pentru că noi amândoi sfărăim, Serghei, și totdeauna le sfore... pândim care să adormă primul, pentru că celălalt care rămâne treaz... Știi cum sfore, zici că e Mariana Moculescu. Da. Dar tu de unde știi cum spune locul? Hai să ne certăm! Stai, mă, că eu am aici cu Dragoș Anghel. Că poate tu ai fost cu viermi. Deci fii atent, Serghe. Dragoș Anghel, care este foarte, foarte activ. Deci omul se uită la emisiunea noastră, nu știu ce, numai când vreau... nu spun cine... A? Când vrem să intre în direct, nu vreau omul. Păi nu-i mai scrie, că ea să zic acum, îți transmite multe complimente. Atâta răvașul mi-a făcut pe Facebook. Da. Precum paparii. Măi, paparii dă mesaje de voi lui. N-aveți, ia fii atent ce ne scrie, n-aveți ținere de minte de Serghei, știam, ha-ha. Dar de tine, Mara, nu mă așteptam. Voi uitați că Madame Mărioara a fost cea care a îmbârligat, care a dus-o pe Oana la notariat sub pretextul grijii ce o poartă. Arată-mă un pic plan să-i arăt un Dragoș și m-am urdărit puțin la gură. De ce am făcut, mă? Credeam că îi arăți altceva. Nu fac eu așa ceva cu Dragoș, nene. Ești nebună. Și finalizează așa, pentru că mesajul lui are și finalizare. Îmi pun și eu următoarea întrebare. De ce Zăvoranu nu i-a lăsat din prima soției averea integral? Poate pentru că știa cu cine are de-a face? Băi, Dragoș Anghel, acest titan al mondenului românesc. Bă, nu ne-a spus cum îl chema pe ăla, care a fost scandalul la OTV când a fost el martor. Gogoașe, gogoșică, tot cu Ana, tot cu Tudi. Cu alea acum nu ne spune nimic și ne dă din tainele vieții. Păi da, lumea credea că el e Tudi. Păi lumea credea că el e Tudi, da. Dragoș, da. Da, serios. Păi toată lumea credea că Dragoș e Tudi. Deci știu, dar acum ne scriu pagini întregi. Bine, părerea mea e... Mii de SMS-uri și nu a vrut să intre direct cu noi. Părerea mea e că Dragoș Anghel e și el un fel de Tudi. Paparii n-a văzut, a trimis și după aia când să vorbești cu el n-a vrut? Paparii m-a mințit că era la frizer, neavând păr în cap. Nu mai puși că mi plouă în gură de la ciocolata aia cu rom, dacă auzi bine de aproape. Nu, nu-mi o dacă facem reclamă. Nu eu dacă, după aia o ia în direct și se vede la somn. Băi, alo. Ce ciocolata? Noi plag romii. Da. Alo, nici asta n-avem voie. Mă, tu ții cu casa sau vrei să ne luăm alte amenzi? Eu toată viața am lucrat cu romii. Nici Jul, că ziceai că îi aduce aminte cum te-a pus să mături semințe trei zile cu Nicu Ceaușescu. L-am cunoscut eu pe Serghei. Eram foarte el nu puși. Te-a cunoscut pe tine nu atunci, cunoscut. El nu-și amintește. Normal, păi, dar el atunci era o... Era vedetă. Păi, și acum e. Și acum e față de tine. Bineînțeles. Avea vreo 18 ani. Că nu știu că eram în stare de bietate. Inițial. Urma să devii în stare de ebrietate. Deci avem vreo... Dacă am un păr de la machiaj.
Și aveam vreo 11 ani, eram în căutările vieții, așa, știi, nu știam, eu vreau să mă fac dochier, chestii din astea, aveam nebunii din astea. Și eram la un restaurant, Bucur Operetă. Era vechea operetă care a urmat-o. La restaurante nu mă încurcă nimeni. Așa, știu că nu te încurcă nimeni. Și eu pe vremea aia eram... La biblioteci. Eram... lucram picol la restaurantul ăla. N-aveam nici 18 ani. Și știi că se închideau restaurantele pe la ora 10, 11, maxim, gata. A fost o perioadă. A fost o perioadă când se închidea. Și uite cine vine la 10 și ceva, 11, fără 20, cine apare în restaurant. Noi ne pregăteam să închidem, strânsesem tot... Apare, acolo? Eram picol eu. Aha. Așa. Apare Nicu Ceaușescu, Serghei Mizil, Mădălin și cu foarte, foarte multe gagici. Nu cred. Da, deci multe gagici. Ei trei, dar multe gagici. 6, 7, 8 gagici. Păi nu eram cu băieții, normal că eram gagici. Da, bineînțeles. Dom'le, ce să faci acum când îl vezi pe Nicușor că intră în apă, 81-82, cam așa era perioada aia? Normal, toată lumea, da? Pe tine, da? S-a deschis restaurantul, bineînțeles, bine ați venit tovarășul cu tare, nu știu ce, câte persoane, am făcut repede masă acolo, nu știu ce, mâncare, băutură, șpriț. Dar treaba e că după ce s-a terminat, Florine, după ce s-a terminat toată chestia asta, pe la vreo 1 noaptea, deci țin minte și acum, frate, ăsta e bun de făcut un film. Deci, Mara, fii atentă. Te ascult. Ei au plecat, au plătit. Deci să nu înțeleagă nimeni că... Nu. Și au plătit și bine. A dat și Mădălin băieți, bani? Băieți subțiri. Nu mă plăteam, că am deci, demonstrat peste tot. Băieți chiar subțiri. Nu, dar nu exista cum, exact. Cum. Și au ieșit pe calea Victoriei. Era podul de la Operetă peste Dâmbovița pe calea Victoriei. Dinspre calea Victoriei, dinspre Cecumare... veneau sectoriști, doi sectoriști. Ăștia cântau pe calea Victoriei. Toți cântați. Aveam boală cu sectoriști. Eu cu voi. De ce eram cu voi? Pentru că Nicu a zis așa: mergem la Snagov, la vilă, și trebuie să luăm pe cineva să ne servească. Și mi-a zis mie: tu ce faci, mă, în seara asta? Eu în momentul ăla n-am mai știut ce să mai zic. Mergi cu noi la Snagov. Păi tu, băi, mergi cu noi la Snagov. Gata, așa m-ați luat. Direct cum eram, nici mai m-am schimbat, nu știu, m-ați luat cu voi. Și veneau sectoriștii către ei, că nu-i vedeau, era noapte și era scandal. Ei, când mai aveau 20 de metri să se întâlnească cu voi, a ieșit o Dacie neagră de pe splaiul, cum îi zice ăsta, de pe Dâmbovița... Unirii sau în... Nu, așa, a ieșit o Dacie neagră, i-a băgat pe milițienii înăuntru și au dispărut și ăștia au rămas în continuare. Bine, mersi. Am mers la Snagov și m-a ținut la Snagov, frate, 2 zile și 2 nopți. Cu voi acolo. V-am făcut mâncare, v-am băgat șprițul la frapieră la rece și după 2 zile și 2 nopți am început să plâng. Și a venit cineva și a zis... Oameni, de ce? Da. Și a venit cineva și a zis... Nu era schimbat, da. N-avea o haină... Îți dai seama, eu dispărut de acasă, părinții, nu telefon, ce era ca acum, mobil, SMS, cu păi tare... Păi și nu era dispărut de acasă. Păi știu că era dispărut. Dar vouă vă plăcea? Da, nu vă plăcea. Și m-a văzut și a venit unul și a zis, ce-ai mă de plâns? Nu, sunt plecat 2 zile, părinții, cu tare, nu știu ce... Și atunci i-a spus lui Nicușor și a venit Nicușor, ce mă, păi uite așa, domne, sunt plecat. Da, mai dreptate, te ținem aici cam de mult timp, nu știu ce. Ce vrei? Dați un plus. Ia, zi alo, Serghei. Alo. 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 Mai tare un pic, ce? Domnul Dragoș Anghel. Alo, auzi? Da. Ce tot mă cărui, mă, că nu-ți răspund? Ce tot vrei? Păi nu te-am căutat acum 200 și n-ai vrut să răspunzi? Păi am stat cât vrei să stau, am plecat de acasă și eu ce să stau numai la televizor. Unde pe casa când îți scrie în continuu mesaje? Anghele, Dragoșe, ești prost. Aseară ți-am scris, alaltă seară am plecat. Păi și mie mi-au venit după 2 zile. Păi la tine vin toate mai târziu. Da, zi-mă cu cine era când era ancheta la OTV, cum îl chema pe ăla, Gogoașe? Păi eu de un să-l știu, mă, n-am auzit de Gogoașe la viața mea. Păi pe tine, dar cum îl chema, că pe tine te-a ancheta?
Păi, pe mine întâmplător, au făcut unii din studio, Băluială, inclusiv Horaciu, că s-a eu că am fost cu Oana, n-aveam nicio treabă. Dați mai tare boxa în platou, vă rog. M-au luat în oala, iurea, în tramvai, n-aveam nicio treabă. Și după aia au dat niște poze pe post cu unii. De unde să știu eu pe aia? Știu eu cine-i Gogoașe, cârnată ăla, de unde să știu tu eu pe aia? Tudicolo, auzi ce ar ținte. Tudi ar fi fost bine dacă eram în locul lui Tudi. Păi dacă nu stătea... De ce punct de vedere? Nu stătea prost pe material, Tudi, părerea mea. Nu la ele ne refeream, că nu vă fac de râs cu aia, dar... Relația cu Oana, era bine dacă eram acolo. Da? Nu, dar pe bune, tot să dă aia bătrână victima atâta, i-a luat banii fetii... Te refer la telefonul Marioarei Zăvoranu, în direct cu noi, da? Voi nu vede... Păi, da, dar tu nu vezi că de fiecare dată când auzi vorba de bani, începe să plângă și o ia pensiunea? Da, mă, dar aici-s banii într-un fel, bă, ce... Păi care banii ăsti? Banii fetii care a lăsat tasul direct pe testament, da? De ce nu i-a lăsat soției? Nu i-a lăsat, domnule, prin testament, Dragoșe, despre ce vorbim? Deci omul a murit subit, a lăsat niște, mă rog, o companie... Fica avea dreptul la 75% din acea companie care se cheamă Agricomex. Mama la 25%. Mama a dus-o pe fică la notar, am înghiat-o pe cap și i-a zis: semnează aici fata mea, că bun, nu știu cum să faci afaceri. Excrocherie, Mara. Ești de acord cu mine că tot o excrocherie? Băi, nu sunt, că mama ar fi făcut același lucru, dar... Păi de unde știi, nu vezi că nu face? Vrei să te torni pe tine în mașină când îți lăsai părinții victime și tu erai victima, de fapt? Bine, lasă-mă eu ce făceam eu, că mie mi-a dat și pe naș și pe fund, eu recunosc asta. Băi, dar și cum tu îi lăsai? Cum îi lăsai? Păi văd că maică s-a luat. Băi, Serghei, ești om bătrân. Că poate prima dată i-a luat și acum nu vrea să-i dea. Cum vine asta? Că nu înțeleg. Domnule, a zis că vrea să-i dea, dar după moartea ei, că Oana sparge banii la vrăjitoare. Și tu crezi, Mara, că dacă ea rămânea... Că dacă rămânea cu cele 25% ale ei sau cât îi rămâneau din firmă, murea de foame? Cine murea? Sau nu ajuta Oana eventual vreodată? Păi, da, tu crezi... Pe maică sa. La cum o știm pe Oana, eu, tu, crezi că după, nu știu, 7 ani de la moartea tatălui ei, ar mai fi existat compania aceea Agricomex? Bine, mă, dar dacă e dreptul ei, copilul, poate era inconștient, poate cheltuia. Când se cheltuie? Când o avea 70 de ani? Și asta e adevărat, da? Tu nu vezi că... Dacă a fost dreptul ei și a fost păcălită... Bun, și atunci cum îți explici că nu există o finalitate la acele plângeri penale pe care Oana l-a tot făcut, domnule, m-a înșelat, domnule... Îți spun eu, judecătorul zice, scrie păi pe nu există, pentru că a fost naivă... S-a dus la notar. Ea și-a semnat un act care nu mai poate fi acum demontat. Aia e. Și asta profită. Și atunci nu vreți să fie fata supărată? Ce vrei să-i mulțumească? Da, mă, nu, eu sunt de partea Oanei în povestea asta și consider că maică-sa la 64 de ani, vorba ta, uite fata mea, ca să ne împăcăm, nu știu, vând compania, iau 5 milioane pe ea sau cât Dumnezeu iau. Împărțim, ia 75%, ei îi rămâne cât o mai avea de trăit, nu știu, și 20 de ani și 30 de ani, un milion de euro, ce să fac? Nu moare Marioara. Dar nu-i dorește nimeni moartea. Bine, s-ar putea prin manevrele astea ale Oanei mai... O tensiune 22-22 până hâți odată, știi? Că nici Oana nu-i fraieră. Parte așa, da. Deci Oana a văzut așa, băi, instanța nu-mi dă dreptate, poliția nu mă rezolvă. Până la urmă o fac eu psihic, o sun la 2:30 noaptea, zic ajutor, o mai sperii puțin mai latru la ea la o emisiune, mai faci odată de două ori tensiunea păi, 22. Păi, o fi și aia disperată, săraca, dacă... O fi disperată dacă de atâta timp să chiluie, pe la televizor, dar tu n-ai fi disperat când e vorba de câteva milioane? Adică, cum stai puțin, păi aștept să fac 180 de ani să poți să cheltui banii mei? Păi mama îți fură banii, mă, Mara, mama da, îți fură banii, și eu zic același lucru. A, dacă mama păi spunea, vezi? Lasă, am eu grijă de firmă, mă ocup eu de bani, administrez eu, dacă când ai nevoie, cât vrei? 300 de mii? Ia 300 de mii, că sunt banii tăi. Vrei să faci și brand Victoria Secret? Bravo, și faci o brand Victoria Secret, e treaba ta, sunt banii tăi. Nu? Corect. Păi cum să nu?
Păi da, ia-i fură întâi banii și după aia se vaită pe la televizor că are puseuri de tensiune. Lasă-mă se vaită, că și acolo vine pe bani femeia, nu e fraieră deloc. Ea n-are apariție sub 500 de euro. Păi dacă era fraieră, nu lua doi soți șmecheri care și-a luat, de-a făcut atâta mare de bani, de 300 și-a cut în ei. Corect. Auzi, dar tu și crezi... nici nu ardea nici pe Oana. Crezi că o iubește pe Oana? Probabil, că nu o fi chiar așa de sălbatică, o mamă până la urmă, dar cum îi zici de bani, cum nu mai iubești? Stai puțin, da. Dragoș, că există în istorie și mame criminale, frățioare, care și-au omorât copiii, pruncii. Am văzut pe Discovery, nu mai știu, acum asta nu-i criminală, și-au omorât 11 copii. Îi năștea, îi creștea până, până la 5 luni și îi mărtea. Dragoș, știi, eu sunt un tată criminal, știți că câți copii mi-am omorât? Băi! Ce? Ce vrei, mă? Cred că și cu tine am omorât o grădiniță, două. Nu, dar pe bune, acum lăsați-mă cu asta, cu diferența de vârstă, că copilul, indiferent ce ar trebui să-și iubească mama corect, când are o mamă de iubit. Și acțiunte când îl văd și că Săsac îl ține la mișto cu Zăvoraca ca să nu facă voreții. Ce da, Zăvoraca bătrână, ce da? Așa? Trebuia să țineți cineva cu... Dar stai puțin, că eu am fost mișto. Păi bravo, trebuia să ții și tu secunda acolo. Păi viața mea e Oana cu Pepe, nu știi că-s prietenii mei? Dar nu mai sunt împreună, bă, dacă nu știai. Tu ai și tu copilul, ai furat banii copilului? Niciodată, eu dar cum ai pun bani ca să aibă și... Păi și atunci? Păi... Vreau am pus bani la copil, dar acum pe numele meu. Bine, pe de altă parte, hai să vă spun că... Hai să, ne gândim, și, hai să ne gândim și cum zice Mărioara. Bă, dacă mai insiste, torc cu cazul din mașină. Lasă-l, mă, săracu. Hai să ne gândim și care, cum zice Mărioara. Băi, i-am luat la vremea respectivă ultimul tip de Mercedes decapotabil. I-am dat un apartament în Dorobanți. Mă, dar aia luat în banii ei, Mara, în banii ei proprii bani. Și personali? Bă, nu, dar... Păi și atunci... I-a dat. Și de fiecare păi dată... Ce i-a dat, mă, i-a dat puțin înapoi de ce-i luase. Da, bine. Hai, mă, Mara, că ești foarte deșteaptă, să poate. Sau cel puțin așa par la prima vedere. Auzi, dar... Televizorul mă arată inteligentă. Eu în realitate, sunt foarte prostuță și naivă. Eu după ce s-a terminat emisiunea dau și cu mopul pe aici, că mă prostesc ăștia, știi? Eu duc până la mașină, că nu mai recunoaște drum. Nu, deci lăsați vrăjelile cu Madame Zăvoranca, că i-a luat banii fetii. Și cu asta, basta, ce tot atâta o dăm și o învârtim? Vreți să fie aia fericită? S-a despărțit de Pepe, a făcut ce a făcut, nu știu, treaba ei, să fie sănătoasă. N-are bani acum, ce-o vrea? Dar de unde știi tu că n-are bani? Nu știu, zic, păi, nu mai vorbi că n-are bani. Femeia și-a luat BMW pe care l-a bătut cu pietre, Swarovski, tot... L-a bătut vreo 3-4 zile până așa, da. Bine, mă, bravo, uite ce a luat BMW cu Swarovski. Dar credeți că se lăpăie? Ce mai faci ce ai zborul? Deci nu e moartă de foame, Oana. Să fim bun înțeles, că nici nu are care vine la televizor și zice, domne, nu mi-a plătit chiria de 2 luni jumate. Păi dacă eu închiriez un apartament într-un imobil de lux și mă trezesc cu tine, care ai 78 de ani peste mine în dormitor, când eu îți dau 1800 chirie, păi cum vrei, mă, să mai stau acolo să-ți mai plătesc chirie? Păi sunt nebună. Și mai arată și bărbăția. Îți dau 1800 ca să ce? Să intri tu când vrei, păi, peste mine în casa? Păi mă, ăla e un golan bătrân, un albanez, un golan bătrân. Eu făceam altfel, eu nu ceream chiria și intram peste în casa. Păi, Dragoș, dar stai puțin, tu-l cunoști pe om, e italian sau albanez, Neatonio ăsta? Îl cunosc, bă, frate, de când a ridicat blocul, că aveam birou pe strada de alături, pe Bitolia. Așa, și cine e ăsta, Neatonio? Un albanez golan, care am presupus și eu la vremea aia, nu știu, nu vreau să zic ce și cum. Așa. Că era înaintaș pentru cineva, că n-avea el de o să aibă bani să facă blocul ăla. Păi și cum e îmbrăcat așa, zici că e de la azi? Acum numai el a stat și l-a administrat. Și acolo locuiește. Deci îl cunosc bine, un golan, bătrân. Da. Păi și are, al lui sau sunt? Are, bravo lui. Este al lui blocul respectiv? Păi eu nu știu, repet, la momentul respectiv, mai ales că eu făceam și imobiliare și era și lângă mine pe Bitolia. Da. Biroul meu, deci l-am cunoscut și știu, am vrut să chiriez și eu un apartament, să fac birou acolo. Dar n-ai cu cine să te înțelegi, că ești croc.
De ce? Adică ce ți-a făcut? Are harnea la urnatii mei. Miloși, am dus vreo 3 zile muncă de lămurire și nu ne-am înțeles niciun fel. Adică vrea numai regulile lui. Da. Blocul e drăguț, eu am fost la blocul Oana acolo. Blocul e civilizat, da. Da, apartamentul era mișto, el zice că el a distrus Oana. Păi cu ce da, l-a distrus? La Petru, a pus un tapet sus, pe lângă Mario negru. Plața. Da. Da. Nu. Una peste alta să nu mai plângă Madame Zăvoranu, că eu am... Eu țin cu Oana și cu asta basta. Nu? Am înțeles. Bine, hai să Tudii. Ocupăm pe Marioara cu Toni. Cu Toni, bravo! Bravo! Nu știi că ar face o combinație. Îi dă Toni de cap, să mă râs. Îi dă Toni de cap. Bine, domnul Tudii... Îi dă Toni de cap, o lasă în porjartier. O să spun Tudii sau te superi? Că vreo 3 zile a crezut nu, toată nu, țara. Nu, aș vrea eu, dar de unde? Nu e loc. Nu e loc, a? Bine, Drăgoșel, hai că mai hai vorbim, mersi mult făcut, de telefon, pa. Te pupăm, ceau, o seară dragă. Bună. Pa, pa, pa. Băi, Serghei, cred că pa. În seara asta a venit cineva care vrea să fie atent, să mai zici că nu e lumea așa. Deci avem o invitată care vrea să fie prima, care pe anul ăsta să scânte de Crăciun. Mie? Da. Pe ce au început du-te cu colindele? Du-te și adu-o, da. Să vezi cine e. Ți-am făcut ia să vezi. Fugi. Să nu fie ruj. Poate îmi dă una în gură. Dar vorbesc serios. Și într-o sfântă vrea să-i pale, da. Feliz păi Navidad. Nu știu, mă, caut-o, așa am primit eu mesaj. Da, caut-o și... Vezi că e la barieră. O găsesc vrăjeal. De Crăciun. Vrăjeal, stai după mine. Vrăjeal, am făcut mișto de el. Da, și că e la barieră, auzi. E la barieră, tu du-te. Păi da, mă, ce să mai apucăm ta? Și noi să... Să vorbim. Tu ce faci, Jul? Mai lucrezi undeva la televiziune? Că aveai matinale, nu, aveai... Lucrez, dar ce? Nu pot să spun prea multe. La CNN. Da. Nu e bine unde e acolo. Unde sunt acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. O să spun eu în particular despre ce este vorba. Ai descoperit? Bă, n-am descoperit, mă, cât e invitata care nu e. Auzi, care a fost? Da. Iată, ca să mai putem vorbi și noi, că prea... De mine, e? Da, prea te fății pe aici să vii. Voi din regie vă bate joc de mine și de psihicul meu? Instabil? Sunt doi afară care vorbesc în altă limbă, și șiiți, nu știu. Sunt albanezi? Opinia Toni cu... Sunt bune, niște tineri care vorbesc cu altă limbă. Ce limbă? Nu știu, fac păi, dar Toni ăsta e albanez pe bune, că știu și eu un albanez, Toni. Asta a fost. A fost șmecher, Sergei ăsta. Cred că tu ești în spatele la toată. Da, a fost șmecher Toni ăsta. Dacă ăla pe care îl știu eu... Da, de unde știi tu? Păi știu eu un albanez, Toni, venit după Revoluție la noi aici, cu chestii, cu astea și... Păi, dar l-a arătat la televizor 3 zile, de 3 săptămâni le arată, nu e ăla, dacă știi? El a fost în Italia. Le dăm cu cam. Da. Până Timeir și harneala lui. Lasă-mă, nu, e mai frumos de Timeir. A făcut fără dinți. Netimeri, e mai frumos. Că eu simt că se apropie tocurile. Ia fii atent că a venit. Este română. Ai văzut? Deci Maria. Mulțumesc, bine, niște muzică. Cea mai bună voce a României, nu Maria să Radu. Trebuie să-și ia microfonul, fii atent. Deci, Maria, bate, poți să stai, cum să nu vorbim? Stai lângă Serghei acolo. Deci eu am primit mesaj că vrei să-i cânti de Crăciun lui Serghei ca să fii prima pe anul ăsta care-i cântă la mulți ani? Și lui, categoric. Atunci, eu cu Florin o să fim primii care o să spunem Paște fericit. <Câte timp? laughs> Acum, ce faci, Serghei? Bine, mersi, tu. L-am trimis așa, afară după tine, nu erai, ce faci? Ceva? Vorbim ceva? Vorbim ceva? Cum ar trebui să vorbim, să ne spui tu da, ce ai mai făcut. Aici e o emisiune... Da. E liberă, e avem, să vorbim vreau, despre... Da. Avem față că suntem emisiune mută. Da. După părerea mea... Avea cât o treabă și... Păi dacă te-am da, 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 așa e aici. Te-am găsit. Păi nu eram gata. Eu am găsit doi băieți care vorbeau la întâlnimă, ce limba păi fii atent, fata asta, că tu nu le ai cu muzica, deci tu de la Ileana Sărăroiu te-ai obat. Tu de la Ileana Sărăroiu te-ai obat. Vezi, vezi cum are avea este clipul cu o pălărie în cap. Este una din cele mai bune voci feminine. Ba da, bă, pariu, ți-ai dat clip. Aia e Delia. Hai mă, ce nu știu, bă, Delia, ce ești? Este una din cele mai bune voci feminine din România. Și face niște show-uri fantastice, a cântat la nunta unei prietene foarte bune de ale mele, Alina Stencovici. A făcut un show, frate, extraordinar. Acum vreo 3 ani, nu mai știu. Da, extraordinar, o voce foarte bună și unul din prietenii tăi buni e și prietenul meu foarte bun, Septimiu Sărățeanu, că îl dau un fapt aici. Da. Eu sunt nebunită după cum cânti.
Serghei zice, domnule, știu, punem pe YouTube, a murit laptopul, a nu așa știu ce. Așa le zice la toate când vine. Nu e adevărat, nu e adevărat, pentru că mie îmi place numai... Nu. Ce căluroș nu e. Așa trebuie să-mi spună Serghei la toată lumea. Nu e adevărat, eu zic, băi, dacă ar veni unul și ar cânta... Praf, ia spune, bă, mie nu-mi place, sau aș pleca, sau... Dar oricum ascult... Luruș i-a spus, zice, ca solistă ești foarte bună asistentă. Da, i-am spus. O știi pe Ruș? Nu, dar ea are mimica foarte bună. A, face n-ai plenică, auzit bine, de Ruș? Da. Deci nu știi de cine, Ruș? Nici eu n-am auzit, deci eu cunosc, dacă nici eu nu cunosc la cântăreț, cine? I-a cerut luașinte 2000 de euro și nouă între 3000 și 5000 să ne fie asistentă. Da, a zis că la început și să-i dau 2000. A zis că trebuie să scrie prin fax în Germania, să trimită un fax în Germania. Nu să vorbească cu faxul. Da, a zis că trebuie să vorbesc cu faxul, dacă pot să... Băi, dacă... Da, mă, da, este singura cântăreață cu mers de zi și mers de noapte. Da, este cum adică cântăreață fotomodelă. Are două mersuri, poate... v-a să zică. Două mersuri are. Am înțeles. Acum îl studiază pe al treilea, că a plecat pe al treilea. Aici care un prieten greș. Maria, e un album nou? Da. Nu. Am această piesă, Feliz Navidad, reorchestrată într-o manieră specială. Nu există, m-am uitat pe internet și am văzut vreo 30 de variante, dar niciuna pop rock sau să zicem în maniera asta. Cred și că aici nu este meritul meu, George Popa, celul care lucrez și la celelalte piese. El a reorchestrat. Am crezut că se aude. Se aude. Și ai crezut că ți-au ceasul sau inelul când m-am revezit? Nu. Are nu, nici ceas, nici inel. Anca Parghel avea o variantă o foarte mișto. Mamă, mor să-mi aduc aminte clipul. Sau era pe canapea, intrai și dispăreai. Nu că stai, mi-aduc eu clipul. S-o ascult, canapea. Intrai și dispăreai. Era un clip cu o canapea la un moment dat. Păi era, mă, ce treia cu memorie vizuală? Nu știu să când am memorie vizuală. Era bine dacă îți rămânea vocea, era mult mai important decât canapea. Avea televizorul fără sonor. Și varianta Anca Parghel, e drept, nu e spre rock, dar e deosebită. Nu știu, din păcate. Cred că 6 luni. Asta ne va cânta în seara aceasta și îi va rămâne în tipării și nu se ridică. Foarte, foarte mișto. Ai vorbit voi doi și noi doi. Noi da, noi păi două. Nu, că e ok. Okay? Că... Așa e. Păi ei, tăi, ei n-au microfoane, de fapt. Nu era mișto să te ei sunt aici pentru decor. Da. Hai să ascultăm piesa Mariei și mai iau câte 2000 de euro pentru chestia asta. O ascultăm, nu? Uh-huh. Împreună. Hai să meargă trebuie piesa. Trebuie să cânt și eu, oricum e. Da, da, da. Păi oricum. Dacă e play, dacă poți să-l facă Serghei. Da, nu vrei să-l faci tu. Hai cu piesa! Asta mai tare să aplauze pentru Maria. Mulțumesc. Radu! Feliz.
Zic cu telefonul, școala, că uităm tot timpul. Ce cu te? 031-437... Ce cu telefonul 031? 437-9910. Avem butelii. Ce să mai zic cu telefonul? Că e afișat și pe ecran. Așa ne-a spus, să vorbim cu telefonul și că avem... Dar ce, mă, nu este la școală, trebuie să fac ce-mi spune. Ia ne mai spuneți, bă, ce vreți. Păi, dar ne spuneți, nu, ne numără ca la bute. 10, 9, 8... Glocau. Deci de acum acolo noi facem ce vrem, bă. Eu am personalitate și fac fix ce vreau și... Eu fac și sub braț. Eu fac, da, everybody. Eu după 12 fac și sub braț. Nu mai vorb. Ce? Sub braț. Îmi pun termometru. A zis fac. Știi cum se cheamă la pușcărie? Ai văzut în postul Crăciunului? Ai vorbit urât. Se cheamă trenulețul în limbaj de... Tu știi mai bine. La ce pușcărie așa e? Da, vezi că e cel mai nasol la trenuleță să fii locomotivă. Tu știi mai bine! Da, da. Fiți atenți că mai avem o cântare. Cel mai bun e împingător! Nu știi nimic. Avem o cântare. Am în, bă, pot să... Pe cine avem? Avem Maria Radu, o voce super. Înțelegi? Pentru că el este poliglot, solistul următoarei trupe care va veni aici este englez, dar știe și românește. Mai ai văzut cum ți-am spus un englez pe coridoare? După Prințul Charles, al doilea englez, care îi place la români. Și spus, what's your name? Am făcut mișto de Serghei, zic, băi, fii atent, oamenii nu știu românește, trebuie să vorbești tu cu ei. Și cine, mă, eu? N-am nicio problemă. Și așa că... What's your name? Da, ia fi, mă, tu prezentator și invită-i tu. Give me money! La lumele. Cum se cheamă trupa? Că ți-am spus pe pauză. Give me money! Cum se cheamă formația? Ai scris acolo, citește. Nu, n-am scris, n-am, pe bune. Cum se cheamă? Nu știu. Nu știi? Păi ce înseamnă Hotel FM? Hotelul Fata al Mărioarei. Hotel FM și știu că ați cântat și la Eurovision. La Eurovision. Deci Hotel FM vine astă seara alături de noi. Gabi, am înțeles că tu ești cu vorbele, dar și David a învățat românește, nu? Bună seara! Bună seara, bună seara! Uite, Gabi, iar e pe preferații mei pe piept. The Beatles. Păi de la The Beatles nu mai știe nicio trupă. Pe cu ea am crescut, ea nu știe ce vorbește. Nu. El a trăit cu Freddie Mercury. Eu am trăit cu ursul. A trăit cu muzica. Ce faceți? E o piesă nouă? Sunt ultimele piese ale noastre, sunt calde, proaspete, pe care vrem să le oferim publicului și să le facem cunoscute. Stăm foarte mult în studio, astea sunt cele mai noi piese și sper cine să vă produce plecă pe voi acum? Pe noi? Noi singuri ne producem. Noi ne compunem piesele. Ia zi tu că vreau să-ți aud de ce accent. Managerul nostru este Radu, domnul Radu Groză. Radu Groză. Tot Radu Groză, a zis ursulețul. Cred că managerul vostru e Roxana Nemeș, pe bune. Nu e Radu Groză. Vedeți că a sărăcit Radu Groză, că îi mănâncă blonda toți banii, eu vă spun. Nu e adevărat, astea-ți vorbe, așa ziceau și de mine. Îi recuperăm noi banii. L-a și caftit acum vreo două săptămâni într-un club. Da, am auzit. Ai auzit, nu? Deci nu zice nimic de rău. Ea fost... aranjează imediat cu managerul ei. E o fată foarte bună. Îl ajutăm să-și recupereze banii. Nu, dar ei sunt talentați, pentru că David are o voce foarte, foarte mișto. Da. Dar Groza... Cum ai trecut peste, dai puțin microfonul, să spun și eu o întrebare, Danaibi, așa, cum ai trecut peste momentele alea cu filmarea aia de pe internet, cu nu știu ce, nu știu cum? Ești primul cine mi-a întrebat asta după Eurovision. Da, nu, după Eurovision. Nu știu, am... ce să spun? Dar cine ți-a făcut atunci măgăria asta? Cine a făcut? Da. Cine te-a înregistrat? Singur. Și-a făcut-o cu mâna lui. Și-ai făcut-o cu mâna lui. Ce să spun? Tu nu vorbeai cu cineva virtual pe net? Nu, a fost o înțelegere dintre eu, prietena mea și alte cuplu. Înțelegi? A, un fel de swing. Un fel. Swing virtual. Da. Și eu am înregistrat pe noi. Cine? Fără să știu eu. Cuplul ăla. A, celălalt, da. Să nu-ți pară niciodată ce ai făcut, pe cuvânt, eu am făcut chestii mai urâte. Nu mă pare rău. Și eu am spus din prima, eu așa am câștigat tot timpul, bă, asta am făcut, și nu am putut să-mi zică nimic. De ce că așa am făcut? Cine nu face sex în viața asta? Și vis-a-vis de prietena ta, ai avut mână bună, să știi. Din păcate că a fost o filmare de căcat, scuze. De bravo, bravo! Am vrut să fac unul și mai bun. Hai că facem încă unul mai bun în viitor. Unul în HD. Da. Și filmat profesional. Fii atent ce spun. Deci acum că și-a apărut câteva filmări. Da, mă rog. Serios?
O ajut eu! A dat-o vostru prieten. Băi! Prieten ce? Se schit! Da, dar eu eram, nu eram singură. Dar nu găsești video. Și următoarea apar eu. Cu accident. Îți dai seama. Dar vreau să zic o chestie, la cât de deschis ești tu, că e prima oară când te au vorbind despre chestia asta. Nu știu cine, Doamne iartă-mă, te-a sfătuit în perioada aia, în mai, cu Eurovisionul. Cred că Almășanca, o carte necâștigătoare, acum puteți spune că nu mai aveți contract cu TVR-ul. Tu trebuia, la cât de deschis e și haio și așa, să-l arăți în direct. Nu, trebuia să iei să vorbești despre asta, nu să o lași pe ea. Dar știi ce? Toată lumea mi-a spus că dacă tac din gură, rămân la Eurovision. Eu am fost frică dacă... Adică stai puțin dacă... Dacă merg la emisiune la și vorbesc despre toate astea, poate nu ajung. Poate nu ajung la Eurovision. Poate nu am... Da, mă, eu chestii de TVR, TVR au rămas cu aia, că trebuie să ai anumită etică, că dacă ești la TVR. Și nu mă interesează TVR-ul. Dar eu nu am fost niciodată la TVR. Vorbim foarte... Nu, dar o greșeală clară, adică să-ți fie, nu știu, eu cred că am fost în emisia aia lui Capatos, să-ți fie Marina Armășan avocat pentru momente de-astea când nu... David nici nu știa cum să reacționeze, nu știa care e stilul românesc. Așa e, mai ok să reacționezi. Da, da, acolo nu se poate așa, Mara. Se procedează la televiziune din România, nu era obișnuit, adică și am zis hai să deocamdată să o lăsăm așa. N-am știut cum gândește alți, știi? Și mă gândesc că, băi... Normal, eu aș vrea să ajung la emisiuni să spun părerea mea despre ce am făcut, de ce am făcut. S-a auzit și părerea fetelor, a fost bine, n-a fost normal, bine, mai bună că timp ceva. A fost problemă că n-am știut cum o să reacționează TVR și m-am gândit că, băi, da, dacă ei nu place ce zic, poate totuși ajung așa, nici nu ajung la Germania, știi? Da, da. Și mă gândesc că... Nu, dar poate, cred că a fost o mișcare bună pentru că în mod clar TVR-ul te scotea, pentru că sunt cu ochelari de cal, sunt... Da, văd, nu prea acceptă nou în general. Și până la urmă, care e legătura între cum cânti tu și ce faci acasă? Și are sula cu tine, bineînțeles, mă, sigur. Nu, a fost ceva privat, nu a fost, eu n-am dat la ziar, știi? Viața mea privat. Ca cu sincer toți am făcut-o. Și tu ai făcut-o pe internet în grup? Eu, nu, că în armată nu exista. Eu cunosc foarte mult bărbați care fac asta, poate mea, webcam și... La filme porno. Am spus că cunosc mulți bărbați, am mulți prieteni, cine face tot la fel pe webcam cu alți femei și se distrează. Suntem tineri, suntem bărbați. Da, eu mă distrez și bătrân. Și femeie face la fel. Decât să violeze o fată de 7 ani, normal. Dar nu e viol, mă. E viol virtual. Exact, așa, nu e. Nu e viol virtual, dacă eu îi dau lui webcam, el mie și vrem împreună să facem treaba asta. Da, dacă vrei și dacă nu vrei, nu se cheamă viol virtual. Ei au vrut să facă bani și cred că nu știu, ID-ul ăla de mesie, cuplul, liniuță, jos, ăsta, scrisoare, a fost fals. Da. Am văzut pe Pacatos sau... Capatos! Pacatos! Pacatos! Da, asta, chiar a fost fals. Prietenul Maros! Cine v-a scris asta? Să arată și mai rău, știi? Bine, acum să fac... A fost așa pentru ei, nu? Să arată și mai rău și hai să cântăm mai bine. Oricum, eu te felicit pentru... Oricum, nu pentru prestația de pe net, că așa, dar pentru Dave, cum pui problema și mi se nu pare l-a distrus deloc, foarte am fost ok. Uniți, urmărit așa, un om deschis. Da, recunosc, urmăresc toți băieții gen Tudi pe net. Pardon, mi-a căzut și casca, că m-am emoționat. Da. Să... A avut orgasm, mi-a căzut casca. Ce piesă ascultăm în seara aceasta? Piesa se numește Starlight, adică / Living It Up Tonight. Starlight, cel mai ușor pentru români. Ok, hai să o ascultăm. Serghei, tradune. Să cântăm, zic. Come now.
Bravo! Bravo!